Alcoolul le-a întunecat mințile și au crezut că își pot permite orice. Patru tineri au ajuns la poliție după ce s-au luat la harță cu oamenii legii. Totul s-a întâmplat noaptea trecută în jurul orei 23 pe Bulevardul Alba Iulia din sectorul Buiucane al Capitalei. Întreaga scenă a fost surprinsă de un martor ocular. Din imaginele video plasate în mediul online, se vede cum tinerii, aghezmuiți de-a binele, încep să se certe. O echipă de polițiști a intervenit să-i despartă, însă aceștia au devenit și mai agresivi. Drept urmare, a mai fost solicitat un echipaj al poliției. El se iarte! Se iarte, băi! Să spun de acasă! Nu! Nu lasă să te mame, nu să șpată! A fost asta! Domnișoară, încă o dată te rog frumos, scrisomies! Termin acțiunile tale, huligan! Scandalagii au refuzat să meargă la inspectorat și s-au luat la harță cu polițiștii. După câteva minute, oamenii legii au reușit cu greu să rețină un bărbat și o femeie. Polițiștii au fost nevoiți să folosească gaze lacrimogene și cătușe. Indivizii au fost imobilizați și reținuți pentru stabilirea tuturor circumstanțelor. Ei riscă amenzi usturătoare pentru tulburarea liniștii publice.